și caritate, deci n-am beneficiat și noi uneori. În ora 12 m-am dus. Eu cred că suntem șefe. Stimați prieteni, Hristos a înviat. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit la acest briefing. Probabil ați sesizat că în ultimul timp nu am apărut public. Nici în presă, nici la evenimente. Mai ales voi, cei care lucrați în presă, trebuie să știți acest lucru. Voi da citire unei scurte declarații și nu voi răspunde la întrebări. După care am să vă spun unde ne rug. Și dacă eventual o să doriți să mă urmați, sunteți bineveniți. Stimați prieteni, nu-mi imaginam ceva timp în urmă că un asemenea eveniment este posibil. Sunt în fața domniilor voastre după o lungă perioadă de cugetare, răstimp în care nu am apărut la evenimente publice, dar nici în presă. Prea poate unii s-au întrebat dacă nu am dispărut undeva. Nu am dispărut nicăieri. Pur și simplu am avut nevoie de timp ca să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu mine, cu noi și cu țara noastră, Republica Moldova. Și din punctul meu de vedere se întâmplă lucruri grave. Pericul cel mai mare în această campanie pentru alegeri locale, din municipiul Chișinău mai ales, este venirea comuniștilor la putere. Pentru mine nu este greu de înțeles ce s-a întâmplat între timp și de ce acest pericol a devenit unul iminent. Cei ce n-a reușit Voroni în 8 ani de dictatură, feroce. Se pare că vor reuși partidele democratice. Cedarea capitalei ar însemna începutul sfârșitului și baza unei restaurații roșii rușinoase, prostești și periculoase. Toți oamenii de bine înțeleg și împărtășesc această temere. Comuniștii, prin definiție, nu pot reprezenta o opțiune de viitor. Ei au fost și rămân în esență destructivi și sunt la ora actuală o mare problemă în avansarea democratică și europeană a Republicii Moldova. Ei pot întinde plase și curse în care unii din naivitate, sau poate din interes, se pot prinde. Comuniștii în toată istoria lor au fost sinceri doar atunci când țineau pistolul la tâmpa prespusului dușman de clasă. Au fost eficienți doar în fața unui pericol real. În rest, viața lor este mai puțin interesantă. În același timp, ei rămân în continuare consolidați și pot face încă mult rău societății noastre. Ei își așteaptă ceasul revenirii, care sunt sigur, nu va suna pentru ei niciodată. Am fost și rămân consecvent și voi face totul pentru a nu admite reinstaurarea comuniștilor la putere. Și în acest caz, nu poate exista niciun compromis. Pe de altă parte, Alianța pentru Integrare Europeană, care s-a dorit cea mai viabilă alternativă a Partidului Comuniștilor, a îmbătrânit și s-a încurcat în rele. 2 ani de zile nu a fost promovată nicio dezbatere pe conținutul de reformă. În 2 ani nu s-a reușit înaintarea cu nicio iotă pe principalele sectoare care urmau să fie reformate din temelii. Justiția este controlată. Economia sufocată de monopoluri. Drepturile și libertățile cetățenești sunt în continuare călcate în picioare. În 2 ani de democrație, cetățenii și statul Republica Moldova își duc viețile paralele și interacționează doar în cadrul exercițiilor electorale. Oamenii nu au încredere în instituțiile statului, iar statul, se pare, nu are nicio treabă cu soarta propriilor cetățeni. Este întristător să constat aceste adevăruri, mai ales după 4 ani de muncă dezinteresată, care adesea s-a învecinat cu sacrificiul. Din păcate, așteptările sutelor de mii de oameni sunt pe post de a fi înșelate, iar visele celor care au crezut sincer în triumful moralității au fost pulberate. Cu ce au greșit cetățenii noștri pentru ca să sufere atât de mult în continuare din cauza lipsei de drepturi și posibilități? Sunt ferm convins că această stare de lucruri nu mai poate continua. Poporul Republicii Moldova merită mai mult. Stimați prieteni, am fost unul dintre cei care am crezut că Moldova poate fi altfel.
că renașterea Republicii Moldova este singurul și cel dintâi gând al noilor elite politice. Am crezut și am promovat în acțiunea politică diversitatea, deschiderea, dialogul și dinamismul. Trebuie să vă spun că am rămas fidel acestor lucruri. Eu nu am plecat nicăieri. Alții au deviat de la acest sistem de valori. Eu nu văd altă cale de depășire a impasului politic în care ne-am pomenit decât prin a acționa cu onestitate și decență, cu responsabilitate și curaj. Eu privesc în continuare politica ca pe un exercițiu al responsabilității și al slujirii țării. Refacerea morală a acestei țări este singura opțiune salvatoare. Din acest moment, pornesc o acțiune politică pe cont propriu. O fac dintr-o obligație morală pentru ca locuitorii capitalei să poată avea o alternativă viabilă. Faptul că ei au fost puși să aleagă între o manifestare de lipsă de capacități și superficialitate, care a marcat administrația Chișinăului în ultimii 4 ani pe de o parte, și minciuna comunistă împachetată frumos pentru a se vinde mai ușor pe de altă parte, din punctul meu de vedere, este un sacrilegiu. Este evident că oamenii nu au nicio opțiune reală. Acestea fiind spuse, fac publică intenția de a candida independent la primăria capitalei. Trebuie să recunosc că decizia nu mi s-a dat ușor. Și nu pentru că mi-ar fi fost frică de ceva. Pur și simplu nu pot uita ochii plini de nădejde a miilor de oameni pe care i-am întâlnit în acești ani și pe care îi asiguram că speranța lor este crezul nostru. Pentru acești oameni am decis să le transmit public un mesaj puternic că Moldova în continuare poate reuși. Că sunt politicieni care țin la promisiuni și aderă autentic la valorile democratice. Fără europenizarea politicii moldovenești, modernizarea țării este imposibilă. Am siguranța că mulți dintre colegii mei, indiferent din care partid fac parte, împărtășesc aceste adevăruri. Prin acțiunea de azi, nu vreau să acuz pe nimeni și nu vreau să dau lecții nimănui. Dacă e să căutăm vinovatul, trebuie să începem de la fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi trebuie să răspundă la întrebarea dacă a făcut totul pentru a nu se ajunge aici. Răspunsul, cred că este unul la vedere. În final, vreau să fac un apel către locuitorii capitalei. Dragi chișinăuieni, aveți încredere în voi. Viitorul este în mâinile domniilor voastre. Voi veți decide cum veți să trăiți de acum înainte. Eu cred în energiile creatoare ale chișinăuienilor și le doresc să aibă în continuare credința puternică în izbândă. Sunt gata să imprim administrației Chișinăului capacitate, viziune și performanță. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și acum voi merge la Consiliul Electoral de Circumscripție pentru a-mi ridica pachetul. Pentru nicio întrebare. Nu vă supărați. Nu am decis încă dacă plec sau rămân din partid. Știu că mă pot destui din funcție două foruri. Congresul Partidului și Organizația Primară din care fac parte. Nu sunteți de acord cu candidatura PRD-ului la primărie? Nu sunt de acord cu stupiditatea situației în care s-a ajuns. Vă mulțumesc. Deci dumneavoastră așteptați fie să... Nu vă dați demis, așteptați să fiți demis. Nu, cum nu se poate?